Seara, bun găsit la Jurnal, iată titlurile zilei. Auzim adesea despre absențe, despre copii care chiulesc, despre pedepse, despre situații uneori disperate de adolescenți care repetă un an școlar din pricina absențelor nemotivate. Dar totuși, când vorbim despre 2,1 milioane de absențe și peste 1600 de repetenți, e parcă prea mult. Ce-i face să lipsească de la școală? Cum se ajunge la dezinvestirea, disprețul sau ostilitatea față de profesor și de școală? Ce face familia? Care este modalitatea de abordare a unei astfel de situații? Aflăm răspunsurile chiar acum. Absenteismul școlar și numărul tot mai mare de elevi care renunță la școală este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani în județul Mureș. Noi avem peste 85.000 de elevi în sistem și copii, respectiv numărul de absențe se ridică la 2.100.000, deci peste 2 milioane. Ceea ce, dacă facem împărțire, este într-adevăr o medie destul de îngrijorătoare. Pe parcursul anului școlar 2013-2014, în cele două semestre, în școlile și liceele din județul Mureș, au fost înregistrate peste 2 milioane de absențe, dintre care numai puțin peste jumătate au fost motivate. Constatăm însă următorul fenomen care ar trebui să dea de gândit și familiilor, și anume că cum înaintează copiii în clasă, deci cum cresc, numărul de absențe crește. Astfel, în clasele primare, numărul acestora este foarte redus, respectiv în gimnaziu, iar la liceu și mai ales la liceu seral, aceste absențe sunt chiar foarte multe. Cum e totuși posibil ca elevii să lipsească atât de mult? Ce îi determină să facă asta? Elevii spun, mă plictisesc la școală și de asta pot să plec. Sau își găsesc motive, pur și simplu sunt bolnav și plec, mă doare capul și plec. Da, e o problemă, este o problemă reală. De ce nu rămân elevii la școală? Ce se întâmplă? Care sunt motivele care determină să găsească atât de ușor o cale de a renunța la oră și de a pleca? Ai chiulit așa în masă sau singură? În masă. În masă. Și care este motivul pentru care faci asta? Păi când am învățat. Și pentru ce motiv? Nu știu, când aveam chef de ore. Psihologii susțin că și părinții au o parte din vină. Da, sunt multe situații în care părintele creează un cerc vicios la modul că copilul meu lipsește, eu duc o motivare, peste un alt moment iar apare absențe în catalog și eu iarăși duc o motivare și practic noi ne învârtim în același cerc și nu se întâmplă absolut nimic. Atâta timp cât părintele nu schimbă atitudinea, nu avem cum să avem o consecință pozitivă asupra școlarizării copilului. În ceea ce privește propunerile pentru reducerea absenteismului școlar, soluțiile identificate de inspectorat sunt, printre altele, înăsprirea sancțiunilor pentru nefrecventarea regulată a orelor de curs de către elevi și... Inspectoratul școlar a solicitat directorilor să urmărească săptămânal evoluția absențelor în anul școlar curent, respectiv în fiecare lună să facă o analiză în cadrul colectivelor de elevi, respectiv împreună cu părinții, să-i atragă mai mult pe părinți ca și parteneri în combaterea fenomenului absenteismului școlar. Conducerea liceelor a regândit și parteneriatul școală-familie și a monitorizat absențele motivate și nemotivate și a identificat câteva soluții de diminuare a absenteismului școlar. În primul rând, o monitorizare mult mai atentă a ieșirii elevilor din școală și a motivărilor pe care aceștia le prezintă în momentul în care se spune că sunt bolnavi. Pe de altă parte, noi avem o procedură, să zicem așa, de învoire și anume se face doar pe baza unei cereri scrise de către părinte și unui bilet de voie pe care îl primește elevul în cazul în care trebuie să plece din școală de la secretariat, semnat și contrasemnat de către unul dintre directorii școlii. O altă statistică interesantă se referă la gradul de promovabilitate în anul școlar 2013-2014. Din cei 71.061 de elevi înscriși la începutul anului școlar au promovat 58.441, în timp ce 1.589 au rămas repetenți. Un procent îngrijorător
îngrijorător, îl reprezintă numărul mare al elevilor cu note scăzute la 7,73% din total. Agricultura este din ce în ce mai bună în județul Mureș. Agricultorii au înțeles că este mult mai rentabil să lucreze pe suprafețe mari, productivitatea fiind mult mai mare în acest fel. La Sfeclă, de exemplu, anul acesta a fost cea mai bună recoltă de după Revoluție, 50 de tone la hectar. Circa jumătate din suprafețele de sfeclă de zahăr și porumb au fost recoltate până acum, iar producțiile se pare că vor fi cele mai mari din ultimii 10 ani. La cultura de sfeclă de zahăr, din cele 3.000 de hectare care noi avem semănate la nivelul județului Mureș, avem recoltate peste 50% din suprafață, iar producția medie care este pe această suprafață este de 55.000 kg neto de plată. Este cea mai mare producție pe unitatea de suprafață pe care o cunosc eu la nivelul județului Mureș în ultimii 35 de ani. Legat de producția de porumb, și aici, cu toate că avem o suprafață foarte mare, 71.000 de hectare, producția pe 51.000 de hectare care s-a recoltat până la această dată este de peste 4.500 de kilograme per hectar. Producțiile au fost bogate pentru toate culturile. Avem foarte mulți fermieri care realizează producții de 6, 7, 8, chiar 9 tone, 10 tone pe hectar, deci și aici putem spune că este un an foarte bun. Legat în schimb de valorificare, trebuie să recunoaștem prețurile care sunt la această dată, nu sunt prețurile care să mulțumească pe fermieri, de aceea din punct de vedere financiar nu este aceeași situație ca și producțiile care le-am obținut în acest an. Până acum s-a recoltat peste 70% din culturile de toamnă din județul Mureș, adică soia, floarea soarelui, cartofi, legume, sfeclă de zahăr și porumb. Dacă acum două săptămâni mureșenii încă stăteau la terase în tricou, iată că de câteva zile frigul i-a luat prin surprindere pe toți. Doamnele au trecut de la rochii la blănuri, iar domnii de la cauciucurile de vară la învelopele pentru sezonul rece. Suntem pregătiți în fiecare an, spun târgu mureșenii, care nu au stat pe gânduri și de la 1 octombrie au vizitat firmele specializate pentru schimbarea pneurilor. Dacă în sudul țării ninge, iar șoferii au fost luați prin surprindere de primii fulgi de zăpadă, la Târgu Mureș șoferii sunt pregătiți pentru iarnă. În serviciurile auto, cozile nu sunt foarte mari, pentru că șoferii au venit din timp să își schimbe cauciucurile de vară cu cele pentru iarnă. V-ați echipat mașina pentru sezonul rece? De o săptămână. V-ați surprins vreodată iarna fără mașina echipată? Nu, pentru că eu tot și vara și iarna umblu tot cu cauciucuri de iarnă. Așteptăm să vină iarna, am auzit că e zăpadă pe aici, pe acolo, la bulgari, și să nu așteptăm până la ultimul minut. Da, sigur, nu știu, uitați acolo cum am pus de iarnă. Patronii de servisuri spun că prețurile au rămas aceleași ca și anul trecut. Începând de săptămâna trecută, când au venit primele ninsori, au început să apară clienții pentru schimbarea cauciucurilor. Înorează deja, observând să schimbă timpul, deja oamenii vin să-și schimbe cauciucurile pentru iarnă. Noi n-am schimbat prețurile. Sunt aceleași prețuri ca și anul trecut și nici nu intenționăm să le schimbăm. Câtă vreme nu cade zăpada și la noi, mai sunt încă șoferi care circulă cu anvelopele de vară. Aceștia sunt printre cei care vor mări cozile la serviciurile auto peste puțină vreme. Meteorologii anunță că vremea se menține rece, dar fără precipitații. Peste 200 de țigări de contraband au fost confiscate la Reghin, iar cea mai scăzută temperatură a toamnei s-a înregistrat în această dimineață în județul Harghita. Detalii, dar și alte informații în știrile pe scurt. Peste 200 de țigări de contraband au fost confiscate la Reghin, iar polițiștii rutieri, în timp ce desfășurau o acțiune de monitorizare a traficului pe raza orașului, au încercat să oprească un autoturism cu numere de înmatriculare străine. Deoarece șoferul nu a respectat semnalul și și-a continuat deplasarea, polițiștii au trecut la urmărirea acestuia și la scurt timp au reușit să-l oprească. Bărbatul nu avea permis de conducere și, în plus, transporta țigări de contrabandă. Cercetările sunt continuate de către Biroul de Investigare a Fraudelor. Șoferul a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere și contrabandă cu țigări. Elevii de la Liceul de Artă din Târgu Mureș au rămas fără căldură. Cauza este o scurgere de gaz care a avut loc în urmă cu două săptămâni. Compania de distribuție a gazului a oprit alimentarea pe durata execuției lucrărilor. Directorul liceului, Diana Stoica, susține că s-au găsit soluții alternative pentru încălzirea sălilor de clasă. Lucrările de reparații sunt executate de o firmă angajată de primăria Târgu Mureș.
Cea mai scăzută temperatura toamnei s-a înregistrat în această dimineață în județul Harghita. La stațiile meteo din Miercurea Ciuc și Toplița s-au înregistrat minus 9 grade. Frig a fost și în celelalte localități din județ. La Joseni minus 8 grade, iar la Odorheiul Secuiesc minus 3 grade. Minima absolută a lunii octombrie în Harghita a fost de minus 14 grade Celsius și s-a înregistrat în anul 1988, tot la Miercurea Ciuc. Săptămâna trecută a căzut și prima ninsoare în Harghita, în localitatea Bilbor. Zeci de pensionari din Târgu Mureș au cântat și au dansat astăzi și s-au înfruptat din bucatele toamnei la Balul Strugurilor. Gazda a fost Casa de Oaspeți a Primăriei. De la eveniment nu a lipsit primarul Dorin Florea, alături de viceprimarul Claudiu Maior, care au venit să se asigure că pensionarii se simt bine la petrecere. Dansul și voia bună au fost astăzi cuvintele de ordine în rândul pensionarilor. Lună de lună, doamnele și domnii trecuți de a doua tinerețe își dau întâlnire la cheful organizat de Primăria Târgu Mureș. Acum însă au avut o ocazie specială și au profitat de ea din plin, au depănat amintiri și s-au simțit bine. Cum vă simțiți? Oie, foarte bine! Numai n-am costum să fac acolo un țardaș. Simțim foarte bine. Totdeauna să fie așa, ca până acum. Ne simțim bine și noi avem o zi când să ieșim în lume. Primarul Dorin Florea, alături de viceprimarul Claudiu Maior, au fost și ei în mijlocul pensionarilor. E un moment excepțional, pentru că indiferent ce denumire i-ar da, faptul că se întâlnesc bunicii noștri aici și au o bună dispoziție și cred că e una dintre cele mai frumoase, manifestări reușite. Frumusețea lor rezidă din faptul că oamenii sunt bucuroși, sunt vese și sunt împreună români și maghiari, cei care au făcut orașul de ieri. Nu putem decât să fim fericiți atunci când vedem persoanele de lângă noi că se simt bine. Către căreții au mâncat, au cântat și au dansat cât i-au ținut picioarele. Cei care nu și-au planificat încă vacanța de Crăciun și Revelion mai au timp să o facă. Agențiile de turism atrag prin ofertele avantajoase. Dacă majoritatea tinerilor vânează locurile cu multă zăpadă pentru schi, cei mai pretențioși aleg destinații exotice care îi dezbracă de cizme și mănuși. Care sunt cele mai căutate vacanțe și ce oferte au specialiștii? Aflăm chiar acum! În această perioadă, ofertele curg din plin, iar Târgu Mureșenii nu ezită în a profita de ele. Târgu Mureșenii au început deja să facă rezervări pentru Revelion 2015 și de asemenea și sărbătorile de Crăciun. Avem o varietate de oferte, atât în țară cât și în afară. De exemplu, cele mai căutate sunt la noi în țară, unde se respectă tradițiile, gen Maramureș, Bucovina, iar în afară, avem de asemenea oferte și cu avion din Târgu Mureș, Cluj sau București, pe destinațiile mai cunoscute, Paris, Roma, Londra. Unde se văd mureșenii de Revelion? Pe unde ați dorit să mergeți? M-am gândit la Brașov, dar încă nu știu exact. În general cu familia, deci așa, dar cel mai mult la munte, visul omului. Unde v-ați dorit să petreceți Revelionul? Da, unde? Undeva unde e cald. Până dintre ani îi va prinde pe mulți târgumureșeni pe pârtie. Cei care nu se grăbesc când aprinde o ofertă bună vor petrece Revelionul acasă, în familie, iar aceia pe care îi țin buzunarele vor petrece sosirea noului an pe plajele însorite din țările calde. Oferte sunt din plin, trebuie doar să le căutați. Toamna balurilor bobocilor a continuat la Reghin. De această dată a fost rândul celor de la Liceul Tehnologic Ioan Bojor să își aleagă cei mai frumoși boboci. Participanții au reușit să surprindă cu o temă originală desprinsă din filme, Agentul 007.
Organizatorii balului au dorit să descopere printre boboci viitorii agenții 007. Aspiranții la titlul Miss și Mister 007 au demonstrat că sunt o generație talentată. Cam cât de grele au fost pregătirile pentru balul bobocilor? Nu au fost foarte grele, fiindcă bobocii au știut cam dinainte ce au de făcut, s-au pregătit, au vrut să participe și le-a plăcut. A fost o plăcere și a fost bine. Participanții au pus în scenă momente comice, de bună dispoziție și de dans. Probele au culminat cu momentul mult așteptat al serii, desemnarea câștigătorilor. Cei mai buni agenții 007 au fost premiați cu titlul de Miss și Mister. Cum te simți cu titlul de Mister Boboc? Mă simt foarte bine, sunt foarte încântat, nu mă așteptam la această decizie de la jurați. Am avut foarte mari emoții, le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Spune-mi, te rog, cum te simți cu titlul de Miss Boboc 2014? Foarte fericită, am muncit din greu. Și este un sentiment de nedescris. La Reghin s-a desfășurat cea de-a doua ediție a festivalului concurs Mureș, dorurile tale. Organizatorii evenimentului și-au propus să contribuie la descoperirea și promovarea tinerilor interpreți de muzică populară. Manifestarea culturală a avut ca scop punerea în valoare a cântecului popular autentic și frumusețea costumului popular din diferite zone etnografice ale județului Mureș. Concurenții au pășit cu timiditate spre lumea cântecului popular. Foarte important, cel mai mare câștigă nostru este faptul că ați cântat cu orchestră, ceea ce puțin tineri, cum sunteți voi, au acest privilegiu. Am înțeles că ați pregătit un cântec împreună. Asta nu înseamnă altceva decât că ați legat deja, iată, ați închegat un colectiv frumos al tinerilor interpreți de cânte popular prezent la acest festival. Pe scenă au urcat 20 de concurenți care au interpretat câte două melodii, una cu acompaniament, iar alta fără. S-a punctat modul interpretării, originalitatea piesei, autenticitatea costumului popular, prezența scenică și repertoriul în mod obligatoriu personal. În primul rând vreau să-i felicit pe toți. Știu cât de greu le-a fost celor din juriu să decidă, pentru că știu ce copii avem, și toți sunteți minunați și le mulțumesc părinților care v-au ajutat să ajungeți aici. Au fost acordate 3 premii și o mențiune înmânată de autoritățile locale. Haideți să urmărim împreună rubrica Evenimentul zilei. Principalele evenimente care au avut loc de-a lungul anilor în data de 28 octombrie. În 1492 are loc prima călătorie a lui Cristofor Columb spre America. 1861. A murit poetul Nicoară Moise. Acesta este primul român din Imperiul Austriac care a avut o pregătire școlară de rang universitar. În anul 1886 a fost inaugurată statuia Libertatea Luminând Lumea. Statuia este o realizare a sculptorului francez Frédéric Auguste Bartholdi. În 1918 a murit istoricul Constantin Giurescu, membru al Academiei Române. 1920 s-a născut la Chișinău artistul plastic Valentina Rusu Ciobanu. În 1931 s-a născut actorul român Ilarion Ciobanu. În 1964 a fost înființată Comisia Națională Română pentru UNESCO. În anul 1991 a murit chimistul Ilie Murculescu, președinte al Academiei Române. În anul 2003 a murit soprana Emilia Petrescu, solistă și membră a Quartetului Vocal al Filarmonicii George Enescu din București. Arta sopranei a strălucit pe scene din România, dar și din Germania, Franța, Elveția, Cehia și Statele Unite ale Americii. Iar în 2004, o echipă de arheologi australieni și indonezieni a anunțat descoperirea rămășițelor pământești a 7 indivizi dintr-o specie umană necunoscută, datând de acum aproximativ 3.000 de ani. Specia a fost botezată Homo florentiensis, după numele insulei indoneziene în care au fost găsite osemintele. Sitia s-a avut un adversar puternic la Călăraș. Meciul, unul dificil pentru ambele echipe, s-a încheiat în favoarea mureșenilor. Cu un joc bun în apărare, Sitia câștigă încă 3 puncte. Prima repriză a adus cartonașul roșu și eliminarea pentru Xavi în urma unui fault. Partida câștigată de jucătorul lui Coace Endre a fost cea de-a 7-a victorie consecutivă. Derbiul de azi dintre Deva și Odorhei va decide clasamentul după 8 etape. Au evoluat pentru Sitia seara trecută Dobre, Mimi Stoica, Ciomo Alpar, Alioani, Ciomo Ferenc, Covaci, Xavi, Oltean și Daniel Raimond. Pe lista absenților au fost German, care este suspendat,
și Ruxandari și Nicușan, ambii accidentați. În următoarea partidă, CTS va înfrunta pe teren propriu pe cei de la CSMS Iași sâmbătă 1 noiembrie de la ora 18 în sala sporturilor din Târgu Mureș. Prețul unui bilet de intrare va fi de 5 lei, copiii sub 14 ani având acces gratuit. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Dacă aveți informații care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@ctv.ro. Și nu uitați, jurnalul poate fi revăzut pe pagina noastră de Facebook, Televiziunea ŞTV. O seară frumoasă să aveți! La revedere!